Acest program este destinat și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara și bun găsit la Telejurnal. Județul Mehedinți ocupă unul dintre locurile fruntașe pe țară la rata șomajului. Paradoxal, administratorii societăților se plâng de o criză majoră de personal. În ce domenii sunt greu de găsit muncitori, vă spun mai târziu în Telejurnal. Acum titlurile ediției. Percheziții la pădurari și transportatori din Gorj anchetați pentru infracțiuni silvice. 7 persoane bănuite de tăiere ilegală și sustragere de material lemnos au fost duse la audieri. Vești neplăcute din sectorul asigurărilor obligatorii din România. Polița de asigurare obligatorie pentru locuințe se scumpește. Cu cât, vă spunem în Telejurnal. Câteva sute de doljeni dornici să se angajeze au aplicat pentru unul dintre cele peste 1200 de posturi disponibile în cadrul bursei locurilor de muncă. Printre posturile scoase la concurs s-au numărat programator, inginer, agent vânzări, analist IT și lăcătuș mecanic. Tragedie astăzi într-o localitate din nordul județului Argeș. O femeie a fost spulberată de o mașină pe trecerea de pietoni. Vă avertizăm că urmează imagini și informații cu impact emoțional. Femeia și-a pierdut viața după ce a fost lovită de un autocamion care transporta autovehicule pe drumul național 73. Accidentul s-a petrecut în comuna argeșană Rucăr. Un bărbat de 32 de ani din Pitești, care conducea un autocamion specializat pentru transport autoturisme din direcția Câmpul Lung spre Brașov. În împrejurări care vor fi stabilite din cercetări, a lovit o femeie de 60 de ani care s-ar fi angajat în traversarea drumului. Din nefericire, a fost declarat decesul persoanei în cauză. Echipajele medicale care au intervenit la fața locului au constatat decesul victimei. Șoferul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând că nu a consumat alcool. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă. Mafia lemnului este tot mai activă, iar polițiștii încearcă să oprească jaful din pădurile din România. Astăzi, în Gorj, mascații au descins la mai multe locații din orașul Novaci, iar 7 persoane au fost ridicate de anchetatori și duse la audieri. Cei 7 indivizi sunt bănuiți că, în calitate de personal civic și transportatori de material lemnos, ar fi întocmit documente false pentru a le utiliza la tăierea și sustragerea ilegală de material lemnos din fondul forestier, acesta fiind transportat în baza unor avize false. Suspecții din acest dosar sunt bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu, folosirea dispozitivelor de marcat fără drept, tăiere ilegală și sustragere de material lemnos, fals intelectual, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals de informație, uz de fals și falsificarea de instrumente oficiale. Polițiștii au stabilit că în anul 2021, 7 bărbați cu vârste cuprinse între 40 și 65 de ani, din orașul Novaci, comuna Mușetești, în calitate de personal silvic și transportator de material lemnos, ar fi întocmit documente false pentru a le utiliza la tăierea și sustragerea ilegală de material lemnos din fondul forestier, acesta fiind transportat în baza unor avize false. Cei 7 suspecți au fost duși la audieri, ei riscă să ajungă acum după gratii. Câteva sute de doljeni dornici să se angajeze au aplicat pentru unul dintre cele peste 1200 de posturi disponibile în cadrul bursei locurilor de muncă. Oamenii au luat în calcul și facilitățile oferite de angajatori, iar asigurarea transportului a contat mai ales pentru cei care locuiesc în mediul rural. Mulți dintre doljenii care sunt în căutarea unui loc de muncă au aplicat pentru posturile oferite de cel mai mare angajator din Oltenia. Mă interesează Ford. De ce post? Operator, depinde. Să vedem unde ne putem încadra. În sat avem speciale care aduce lumea și aduce. Un transportul care este asigurat de la țară. Calm plus. Da. Ai cu ce pleca, ai cu ce veni. Autobuze nu sunt și avem vecini foarte mulți acolo și a zis că e bine. Din fericire am reușit să găsesc ceva pe resurse umane, arhivă, specialitatea care mă interesează. Sperăm să fiind chemați la locul de muncă și să ne desfășurăm activitatea în cele mai bune condiții. Am 25 de ani de când am fost director. Da? Și tot în domeniul ăsta.
ori un manager de producție sau altceva nu. La bursa lucrurilor de muncă au participat și persoane lipsite de libertate care urmează să fie liberate condiționat în perioada următoare. În ce domeniu ați dori? În bucătărie. De ce ați optat pentru acest domeniu? Pentru că îmi place să gătesc foarte mult și mă pasionează gătitul în general. Ați mai lucrat până acum în acest domeniu? Nu am mai lucrat, dar cochetez cu bucătăria așa. În penitenciarul Craiova a participat astăzi la bursa locurilor de muncă un număr de 6 persoane private de libertate încarcerate în unitatea noastră. Se urmărește ca deținuții să aibă acces în perioada premergătoare liberării condiționate la piața de muncă locală. La această ediție a bursei locurilor de muncă din Dolj au fost puse la dispoziție peste 1200 de posturi. Majoritatea vor să lucreze în producție. Ford este cea mai tentantă companie și cea mai mare, evident, la ora actuală. Noi suntem agenția de forță de muncă care se ocupă de partea de angajări a lor și, într-adevăr, primim foarte multe CV-uri în cursul zilei, ceea ce este și un lucru bun, pentru că avem nevoie de cât mai mulți candidați. În principiu, da, sunt interesați și la noi, la Centrul Militar, vin pe fiecare zi foarte mulți doritori, mai ales acum că a început campania pentru această categorie de soldat gradat profesionist. Era dorința de mult, acum s-au scos foarte multe locuri, sunt și la noi pe Dolj un număr de 290 de locuri și așteptăm în continuare cât mai mulți candidați să vină. Au participat 31 de angajatori care au oferit aceste locuri de muncă vacante, 40 sunt pentru persoanele care au studii superioare și restul locurilor de muncă vacante sunt pentru persoane cu studii medii, studii generale incomplete. Printre posturile scoase la concurs sunt programator, inginer, agent de vânzări, analist IT, lăcătuș mecanic, vopsitor auto sau electromecanic. Sute de persoane au mers astăzi și la bursa locurilor de muncă organizată în Mehedinți, dar cei mai mulți dintre participanți doar pentru că erau posesori de ajutor social sau șomeri și au fost obligați să participe. Paradoxal, deși județul ocupă unul dintre locurile fruntașe pe țară la rata șomajului, administratorii societăților se plâng de o criză majoră de personal. Greu de găsit sunt muncitorii calificați care să lucreze în industria grea, dar nici cei care activează în Horeca nu găsesc barmani, ospătari sau cameriste, deși salariile oferite nu sunt deloc mici. După o facultate în domeniul economic, master în economie și apoi o școală post-liceală sanitară, acest tânăr a lucrat 10 ani ca asistent în afara țării. Acum s-a gândit să se întoarcă acasă. Are o experiență vastă ca asistent, dar spune că un job în spital este inaccesibil. Așa că s-a gândit să caute la bursa locurilor de muncă, mulțumindu-se chiar și cu un salariu mai mic pentru început. Ce ți-ai dorit? Sincer, un post de manager sau asistent manager, lucru care se găsește mai greu la noi. Probabil cer și foarte, nu neapărat foarte multă experiență, dar experiență, condiții în care dacă nu pornești de jos, nu o să ai cum să ajungi sus. Cei mai mulți participanți au venit pentru că sunt posesori de ajutor social și șomaj. Ce calificare aveți? Nu am nicio clasă, nu am nimic, nu am lucrat deloc, nu. N-ați lucrat niciodată? Nu. De aia zic că nu e greu fără serviciu? E greu, dar nu avem posibilități, zici că stau departe și cu una beta și e greu. Tu în ce domeniu ți-ai dorit să lucrezi? În orice domeniu, nu cunosc, am preferință pe orice domeniu. Ești proaspăt absolvent sau? Da. Ce ai terminat? Mecanica. Când vine vorba de ofertă, cele mai tentante au fost oferite în Horeca. Salarizarea pe care noi o oferim și întregul pachet salarial este semnificativ important, atât pentru, în primul rând, pentru cetățenii români, dar și pentru cei din exterior. Foarte greu găsesc muncitori calificați administratorii societăților care activează în industria grea. Reprezentanții acestei uzine de vagoane caută sudori, lăcătuși, electricieni și se plâng că după ce obțin un certificat de calificare, oamenii pleacă în afara țării. Firma noastră face cursuri de sudori. Avem cel mai bun și mai frumos și mai dotat laborator din regiunea aceasta a țării. Însă personalul care vine la noi pentru acest curs este inițial interesat, după care se specializează și pleacă. Avem mare deficit de personal. Cele mai multe meserii căutate, să zic așa, sunt sudori, electricieni, lăcătuși construcții navale, șantierul naval de asemenea. În Horeca e o criză de forță de muncă, ospătari, 40 de locuri sunt
disponibile. Județul Mehedinți ocupă locul 3 la nivel de țară după Telorman și Vaslui cu o rata șomajului de 7,34%. Prețul asigurării obligatorii de locuință va crește de la 100 la 130 de lei anual, după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care majorează nivelul primelor de asigurare. Deși cutremurele produse în Gorj s-au resimțit serios și în Mehedinți, numărul locuitorilor care își asigură locuințele împotriva dezastrelor rămâne scăzut în acest județ. Legea promulgată de președinte majorează prețul poliței de asigurare a locuințelor de tip A, adică cele care au structura de rezistență din beton, de la 100 la 130 de lei. Prețul poliței locuințelor de tip B, adică cele din chirpici, rămâne același, 50 de lei anual. Deși afectați de cutremurele din județul Gorj, locuitorii din Mehedinți sunt reticenți când vine vorba de asigurarea locuinței. N-am încredere în ei. Deci, în sistem n-am încredere, că în restul... Dacă ți arde sau se întâmplă ceva, să vină cineva imediat să te despăgubească, atunci este în regulă problema. Sunt și oameni care spun că poliția e utilă în cazul unor dezastre naturale și se gândesc să-și asigure locuința, mai ales cei care sunt în zone inundabile. Va trebui să-mi asigur locuința din cauza că sunt mereu inundată de aceste lucrări. Și sumele sunt mari la față de cum avem noi pensiile și salariile noastre. Aveți asigurare de locuință? Nu. Dar îmi fac, că trebuie să fac, că ferească Dumnezeu, ia foc, ia ăștia și... După ce s-a întâmplat în ultimul timp, se pare că o să fac. Credeți că ar fi utilă? Este utilă. Agenții de asigurări critică faptul că valoarea poliției a fost majorată, dar nu și prima de asigurare, pentru că valoarea imobilelor a crescut, iar în caz de dezastru, sumele acordate drept despăgubiri nu mai sunt suficiente pentru refacerea locuinței. Și ei spun că falimentele de pe piața asigurărilor i-au făcut pe români și mai reticenți să-și facă asigurare de locuință, deși în România prețurile polițelor de asigurare sunt mult mai mici decât în afara țării. La cât au crescut la cota de piață a locuințelor, în momentul în care se produce unul dintre aceste dezastre, oamenii cu 20.000 de euro nu o să poată să-și acopere cheltuielile de refacere a locuinței sau achiziționarea a uneia noi. Reprezentanții ASF spun că pe viitor ar putea crește și valoarea maximă a sumei cu care asiguratul este despăgubit în caz de dezastru. Aceasta este în prezent de 10.000 de euro în cazul locuințelor de tip B și 20.000 de euro în cazul celor de tip A. Aceste sume maxime fiind acordate doar în caz de daună totală. Reprezentanții doljeni ai Alianței pentru Unirea Românilor au prezentat astăzi programul de guvernare. Programul a fost lansat ieri la București. Alianța pentru Unirea Românilor a lansat ieri în capitală programul de guvernare. Reconstruim România. Un program în 15 puncte. Este dovada cea mai clară că ne-am făcut foarte bine datoria și lecția ca partid de opoziție. Cunoaștem problemele cu care se confruntă românii și România. George Bacovia este subiectul unui roman document. Cartea Iorgu, scrisă de Adrian Jicu, surprinde în acorduri fine viața unuia dintre cei mai importanți poeți români. Aceasta a fost prezentată și la Craiova, iar publicul a putut afla detalii inedite, dar și care au fost considerentele care l-au determinat pe autor să facă acest demers editorial. George Andone Vasiliu s-a născut în septembrie 1881 la Bacău și va deveni cunoscut ca poetul George Bacovia. Familia îi spunea Iorgu, de aceea Adrian Jicu și el, băcăuan, a decis să-i facă cunoscut numele într-un roman document. Eu am vrut să fac din Bacovia un om viu. Sigur că e o provocare, sigur că nu mi-a fost deloc simplu, sigur că a fost multă muncă, sper că nu v-ați așteptat sau sper că nu credeți că un roman se scrie așa din vârful condeiului sau vine muza și îți spune ia, scrie așa după dictare, pa, 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 pa. Nu. Trebuie să mărturisesc că Bacovia mă preocupă de niște ani. Este o muncă foarte grea în spatele acestui roman. Pe de altă parte, știi cu ce m-ai cucerit? M-ai cucerit cu acel bovarism al personajului. E un bovarism acolo pe care l-ai construit foarte fin, e o rețea foarte fină
sunt convins că ai gândit-o în felul acesta. În romanul său, autorul reușește să creeze o epocă cu semnificative transformări istorice și mentalitare. A avut foarte mare succes. El, să știți că este și un foarte bun cârlig pentru elevii și studenții care studiază poezia lui Bacovia, pentru că îi aduce în acest fel cumva în intimitatea scriitorului. Cu o informație bogată, care se bazează pe diverse surse, unele inedite, cu verosimile dezvăluiri ale unui univers privat, așa cum trebuie să fi fost el, și cu incursiuni imaginare în existența zbuciumată a lui George Bacovia, romanul Iorgu este mai mult decât o reconstituire a vieții acestuia, este o restituire necesară. Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova se implică și în educarea tinerilor și nu numai. Recent aici s-a deschis o expoziție ce evocă personalitatea regelui Carol I. Aceasta face parte din proiectul Educăm Împreună, ce se întinde pe mai mulți ani și va evoca personalitățile care au avut o contribuție importantă în dezvoltarea țării noastre. Aici, la fel, puteți să vedeți câteva din aceste registre, din aceste frumoase albume și iată și interioarele, da? Cum arătau interioarele din Castelul Peleș. Acțiunea a fost posibilă datorită parteneriatului cu Muzeul Național Peleș și cu Muzeul de Istorie a României din Transilvania. Ce este mai frumos decât să ne respectăm istoria, să o cunoaștem mai bine și să aducem în egală măsură prinosul nostru de recunoștință pentru înaintași, mai ales pentru cei care și-au adus contribuția la ctitorirea unui stat român modern. Unul dintre acești ctitori a fost fără îndoială Carol I. Ne-am gândit să scriem acest proiect și să-i dăm viață. Alături de noi este Muzeul Național Peleș și o părticică din minunatele obiecte pe care ei le au la Peleș din perioada regalității vor ajunge rând pe rând până în anul 2026 și la Craiova. Publicul poate admira o colecție de obiecte ce au aparținut regelui Carol I, precum veselă, monede, medalii, mici obiecte de mobilier sau decorațiuni, arme, cărți și publicații. La inaugurarea oficială au fost prezenți zeci de elevi pasionați de istorie. Eu sunt foarte emoționat că sunteți aici, pentru că vorbeam despre un proiect care se numește Educăm Împreună și nu aveam, în primul rând, destinatarii acestui proiect și sunt foarte, foarte fericit că ați venit să ne vizitați. Sper să reveniți și cu alte ocazii. Expoziția va putea fi vizitată până luna decembrie acestui an și este parte a proiectului cultural-educațional Educăm Împreună, lansat de Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. Violența în școli este un fenomen care a luat amploare. Pentru a diminua acest tip de comportament în rândul elevilor, Fundația Terre des Hommes România s-a implicat cu proiecte în școli din diverse localități din țară. Astfel, elevii de clasele gimnaziale au discutat cu profesorii coordonatori din proiect, dar și cu colegii lor despre comportamente inadecvate și despre cum se poate diminua acest fenomen. Mai multe detalii despre acest proiect aflăm la rubrica Interviul Zilei. Proiectul Activ acționează împotriva violenței. Tocmai se termină luna aceasta, a durat 2 ani de zile, am început în 2021, mai 2021. Este un proiect în care am lucrat în România cu 15 școli și în Moldova cu 5 școli. Ce am încercat noi să facem este să ne uităm în primul rând la cum funcționează violența în școli, care sunt părerile elevilor și profesorilor în legătură cu violența școlară, care sunt incidențele comportamentale pe violență și ce poate fi făcut ca să rezolvăm chestia asta. Am lucrat cu profesori, am lucrat cu copiii, ne-am dus în comunitățile respective, i-am văzut la față, e foarte important să nu fii departe, să nu fii la un calculator în altă parte a lumii, gândindu-te că știi mai bine decât comunitățile respective în legătură cu violența din comunitatea lor. Am avut formări cu profesorii, am avut CAB-uri, ceea ce noi numim CAB-uri, Children Advisory Boards, comitete ale copiilor, copii între 11 și 15 ani care s-au întâlnit de 14 ori în fiecare școală, ca să lucreze pe tematica violenței, să învețe despre empatie, să învețe despre cum să comunice unii cu alții, să învețe despre tipologiile diferite de violență. Nu e doar fizică, poate să fie emoțională, poate să fie psihică, poate să fie economică, poate să fie verbală.
și despre cum să coopereze mai bine în școală și cum să creeze școli prietenoase. Asta este unul din scopurile noastre foarte importante. Ne-am plimbat mult prin țară pentru chestia asta, ne-am dus în Dolj, Gorj, Olt, Bacău și București, astea sunt școlile pe care le avem la noi, și am apucat să ne întâlnim cu oameni care chiar vor să facă o schimbare. Asta este lucru care îmi dă mie cea mai mare speranță. Sunt lucruri care merg prost, asta este real. Violența este o problemă în școlile din România, nu putem să dăm asta sub covor, nici nu ar trebui să dăm asta sub covor, dar ne-a cumva făcut să ne simțim mult mai bine, că avem într-adevăr oameni care vor să facă schimbări reale și de durată. După 2 ani de proiect, care sunt concluziile? Foarte multe. Avem o problemă. Este foarte reală, este foarte răspândită. Asta este prima mea concluzie, drept coordonator al proiectului. Eu am ținut foarte mult să mă văd la față cu profesorii, să mă văd la față cu copiii, să merg în comunitățile lor și să aud într-adevăr poveștile lor. Avem o problemă cu violența fizică, avem o problemă cu normalizarea ei, avem o problemă cu modul în care folosim social media și modul în care ea ne influențează. Avem o problemă cu noțiunea că deseori altcineva trebuie să rezolve problema sau că este cumva pe lângă capacitatea noastră de a o rezolva. Avem o problemă cu modul în care tratăm cazurile de violență în școli, în sensul în care se întâmplă ceva mic sau mare, suntem foarte reactivi și încercăm să dăm cât mai repede, cât mai la o parte și să nu rezolvăm cu adevărat problemele cu care s-a venit la masă. Avem o problemă cu resursele care există în școli. Avem o problemă cu mentalitatea. Există o dihotomie foarte clară între familie și școală și uneori astea nu se întâlnesc și se îmbină pentru interesul superior al copilului, ceea ce noi la Terdezom avem întotdeauna în cap. În același timp, nu avem o problemă pe dorința de a face schimbări, pentru că în orice comunitate în care te duci, dacă îți petreci 5-10 minute cu profesorii respectivi și apuci să-i întrebi despre viața lor de acolo și cu copiii la fel, nu există o problemă pe dorința de a se schimba. Există o problemă de lipsă de resurse, există o problemă de lipsă de timp și de presiunea sistemului care încearcă să scoată la capăt niște copii care sunt cumva complet dezvoltați din punct de vedere mental, parcurs în care uităm de partea lor comportamentală și uităm de modul în care se îndreaptă către ceilalți oameni. De asta normalizăm violența. Și atunci ce este de făcut? Din punctul nostru de vedere, genul de proiect pe care l-am avut noi acum nu este soluția end-all be-all al întregii chestii. Este un fel de bandaj, ceva pus peste ca să repare în anumite locuri. Lucru intensiv cu profesorii, pe norme sociale, pe norme de gen, pe prevenție. Lucru intensiv cu managementul școlilor, astfel încât ei să înțeleagă cum să utilizeze comisiile de violență și cum să comunice cu comunitatea, spre exemplu în cazurile în care e nevoie cu poliția, în cazurile în care e nevoie cu DGSPC-ul și așa mai departe. Lucru permanent cu copiii. Fie că este la oră, fie că este un pic în afara orei cu exerciții din non-formal, fie că e la dirigenție, orice, în special la clasele 5-8, unde începe dirigenția și începe să fie utilizată. Resurse date școlilor, resurse cum ar fi totul de la metodologii până la ce au nevoie ca să implementeze metodologiile respective. Și la bază, schimbarea de mentalitate. Universitatea joacă sâmbătă în Bănie împotriva liderei Farul Constanța. Albalbaștrii sunt momentan pe locul 4 în afara cupelor europene. Gruparea din Bănie are în acest moment ca obiectiv calificarea în Conference League. Dacă oltenii încurcă trupa lui Hagi și obțin cel puțin un punct, titlul se va decide în confruntarea directă dintre Farul și FCSB. Universitatea nu mai are șanse la titlul în acest sezon. Știința duce o luptă strânsă pentru locul 3 cu CFR și Rapid, poziție ce asigură participarea în cupele europene. Oltenia au meci dificil sâmbătă împotriva Farului, echipa care este considerată favorită la titlu. FCSB-ul este cu ochii pe partida din Bănie și și-ar dori ca albalbaștrii să obțină cel puțin un punct. Oltenii spun că nu îi interesează calculele făcute pe marginea acestei dispute și că vor juca în ultimele 3 partide din Superliga numai la victorie. Bineînțeles, ne dorim cele 3 puncte pentru că sunt foarte importante pentru noi. Sunt convins că băieții vor da tot ce pot, așa cum au făcut-o, cred, la toate partidele și în special la partidele din acest play-off.
Da, am fost puțin dezamăgit că nu am reușit să câștigăm la Cluj. Cred eu că meritam, după tot ce s-a întâmplat pe parcursul jocului, ne-am creat mai multe ocazii de a marca. Dar asta este fotbalul. Trebuie să ne revanșăm mâine seară și în fața suporterilor, pentru că au fost în număr foarte mare. De fapt, știți foarte bine, s-a jucat cu casa închisă contra FCSB-ului, iarăși am făcut un joc bun. E clar că e o oarecare presiune asupra noastră. Realitatea e că în momentul de față nu avem nimic. Locul 3 ce ne duce la baraj sunt 3 puncte până la locul 3. E clar că următoarele 3 meciuri vor fi ca o finală pentru noi și nu avem alte opțiuni decât victoria mâine seară și următoarele 2 meciuri. Meciul dintre Universitatea și Farul se va juca sâmbătă de la ora 21:30 pe arena Ion Oblemenco. Deși calendaristic este primăvară, temperaturile ne duc mai degrabă cu gândul la iarnă. Cum va fi vremea în continuare în regiunea Oltenia, aflăm la rubrica Meteo. Astăzi vremea a fost deosebit de rece pentru această dată calendaristică în cea mai mare parte a regiunii. Cerul a fost noros în cea mai mare parte a intervalului. Vântul a suflat slab până la moderat, cu intensificări izolate din sector estic în estul regiunii, rafala maximă înregistrată fiind de 43 de km la oră la Craiova. La ora 16, temperatura aerului avea valori cuprinse între 8 grade Celsius la Voineasa și 16 grade Celsius la Bechet. La noapte cerul va fi mai mult noros și pe arii relativ extinse vor fi ploi și averse. La munte, la altitudini mari, trecător, vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări izolate la munte, unde vor fi rafale de 50-60 de km la oră. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 9 grade Celsius. Mâine vremea va fi ușor mai rece decât normalul termic al datei calendaristice. Cerul va fi variabil, cu onorări temporare și izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări izolate la munte. Temperaturile maxime în creștere față de intervalul precedent, acestea vor fi cuprinse între 16 și 22 de grade Celsius. Doamnelor, domnilor, aici se încheie jurnalul din această seară, însă dacă sunteți martorii unor evenimente care pot deveni o știre, ne puteți trimite imagini și informații pe numărul de WhatsApp 0746 145 204. De asemenea, ne puteți contacta și pe pagina de Facebook TVR Craiova. Eu vă mulțumesc pentru atenție, o seară plăcută și un weekend liniștit să aveți. La revedere!